Am auzit mult spunând despre inimă în alte interviuri și eram curios dacă dumneavoastră considerați conștiința același lucru cu inima sau Nu. este altceva. Nu. Sunt studii făcute la Wisconsin Madison de Richard Davidson, care în clipa de față avem instrumente cu care să urmărim ce se întâmplă în creier, în care îi cere unui om să gândească la ceva, în care spui ceva și vezi ce se întâmplă în creierul lui. Se cheamă rezonanță funcțională. Și pe diversi indivizi care aveau profesii diferite, maniere diferite de a gândi, el a studiat ce se întâmplă. Și așa știm în clipa de față. S-ar părea că afectele, sentimentul de bine, de iubire, de dragoste, de armonie, de tot ceea ce înseamnă afecte pozitive, s-ar părea că sunt mai întâi procesate la nivelul inimii și pe urmă preluate de creier și exprimate. Oricum nu le poate exprima inima, inima nu vorbește. Dar asta se pare că, cel puțin astea, găsești în studiile făcute de acest Richardson la Wisconsin Madison, Statele Unite ale Americii, că afectele și-ar avea mai întâi sediu în inimă, deci iubești cu inima, respingi cu inima, ești fericit cu inima, deci tot ce înseamnă sentimente, afecte, da? Sau urăști din nefericire tot cu inima. Și normal că ele sunt transpuse după aceea la nivelul centrelor subcorticale din creier. Raționamentele țin de creier. Afectele pare să se țină de inimă. Sentimentele.